și vom învăța Sărutul Morții și al doilea matul de la operă. Matul de la operă, da, care este o poziție tipică de mat, se va încheia chiar cu o partidă foarte celebră pe care eu am să o arăt. Sărutul Morții. Sărutul Morții este dat de Dan, care, dându-i șah regelui negru, cum este cazul aici, îi taie curentul electric. Deci, efectiv, aici avem așa o damă, un pion și albul dă șah și mat la G7. Mate. Vedeți? Pur și simplu, șah și mat. Este un șahmat realizat de către damă, care ea va fi lipită pur și simplu de regele advers ca un plic de... ca un timbru pe plic, da? Lipit, pur și simplu. Dar ce observăm de aici? Ce observăm de aici? De exemplu, când lipești un plic pe timbru, trebuie să ai puțin lipici, nu? Că timbru pe urmă cade, dacă n-ai lipici. Da. De aici lipiciul este îndeplinit de un prieten al damei albe, care o ajută să dea șahmat în speță o apără, da? Pentru că dacă n-ar fi acest pion la F6, ce ar putea să facă regele negru? Să ia dama. Dar aici nu poate. Ia uitați. Nu mă las. Pentru că e apărată de pion, da? Deci dama tot timpul trebuie să aibă un prieten pentru a realiza acest șahmat în speță Sărutul Morții. Și ia, uitați-vă la această poziție simplă. Ca să vedeți ce înseamnă pur și simplu să cunoașteți astfel de poziții tipice și să, practic, să realizați victoria cât mai rapid. Deci aici, uitați-vă un pic la această poziție, albul are o piesă minus, nu? Are un cal. Negru are un cal și albul nu are niciun cal. Vedeți? Și normal, cred că negru aici, albul este însă la mutare și cred că negru se gândea, o să-mi bată calul, da? Da, o să bat și eu, da? Sau așa. Și toate sunt bune și frumoase. Va fi egalitate. 5 cu 5, fiecare are un nebun, fiecare are o damă, fiecare are două turnuri, mergem acasă că facem remiză. Nu. Ia uitați ce joacă aici albul, pur și simplu. Șah. Da? Și după ce acest rege se duce în jos, aici e și mai grav. Da, s-o luăm pe cea mai bună mutare. Rege G8 și damă F6. Spuneți-mi și mie, cum oprește negru acest mat? Nu ai cum. De acord, Zian? Spune și dăm orice mutare aici, următoarea mutare a albului, să zicem că bați pionul, eu stau mare. Mate. Da? Deci, faptul că albul cunoaște aici, ca să spun așa, poziția tipică de sărut a morții, al morții, pur și simplu nu bate calul. Pentru că ce e mai important? Să ai armata mai mare sau să dai șac și mat adversarului? Să dai șac și mat. Ăsta este scopul final al șacului. Când joci o partidă de șac, vrei să-i dai șac și mat celui din fața ta, da? Bun. Din nou următoarea poziție. Din nou albul este la mutare. Armatele sunt egale, dar regele ăsta este făcut puțin pateu aici. Dacă ar fi negru la mutare, mi-ar lua turnul, nu? Da. Recunoaștem, toată lumea vede. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, Toma! Hai, intră, că numai ce am început. Ne scuzați, a fost bolnav de asta, nu a venit să fie. Nici o problemă, doamne. Deci, încă o dată, să zicem că albul vede aici că nebunul ăsta îi atacă pionul, dar nu vede că îi atacă și pionul. Și mută pionul. Ăsta ia pur și simplu tura, da? Și atunci, da. Albul mută aici turnul de la E4 la H4. Da? Și negru zice aici mare lucru. Ce o să faci? O să-mi dai două ture pe o damă și un pion? O să-mi dai 10 puncte și o să iau 10 puncte. Și negru zice, hai să bat pionul ăsta, poate fac și o damă. Dar uitați ce repede se termină partida asta. Șah,
Nu e, mă. Că bat cu dama. Șah. Și bat cu regele. Și negru zice, ce mi-ai făcut? Mi-ai dat două turnuri, adică 10 puncte, și mi-ai luat o damă și un pion, adică tot 10 puncte. Nu mi-ai făcut absolut nimic. Dar albul zice, da, îți dau un pupic al morții. Șah. Apărată fiind pe către nebun. Și n-ai de regigă. Și acum vine... Mate. Bye, bye. Da? Deci, practic, dacă stăm să ne uităm puțin mai atent la poziție, în acest moment, orice ai muta cu negru, ești condamnat. Chiar dacă bați aici, să zicem, să încerci să-l sperii, să zici, hai că ți-au dama, mută din damă. Nu, albul tot asta face. Că totul este cu șah. Adică cu... Păi nu poți că ești în șah, uite. Ești în șah de la tură. Exact asta îți explic. E foarte bine că întreb, da? Deci când iau pionul din H7, ți-l iau cu șah. În momentul când ești în șah, poți să zici nu-mi pasă. Să ignori șahul, nu poți. Atâta timp cât ai regele în șah, trebuie neapărat să scapi de șahul respectiv. Prin cele câte metode? Alex. Să capturești piesa. Care îți dă șah, corect. Să încerci să fugi. Corect. Și mai e una, să protejezi, adică să bași ceva între regele tău și piesa care îți dă șah, nu? Dar aici n-ai ce să bași dama între regele. Da. Dacă dama. E apărat de tot. Da, zic. Stai un pic. Foarte bine, bravo, bravo, îmi place. Da. Deci regele să fugă. Da. Că ai tu, ăsta în priză, da? Da, dar îți dau șah. Nu, dar nu mai. Păi nu-i mat, dar iar o să fie mat. Eu tot trebuie să vin, ajung cu dama la H6 cu șah. Deci, da, atenție, da, acum da. Trebuie să bați turnul, că nu mai ai un să fugi. Doar nu o să fugi aici, eu. Aici nu poți, că e pionul. Deci trebuie să bați turnul. Vrei, nu vrei, până la urmă tot trebuie să bați acest turn, dar acum dama apare ucigătoare la H6. Apropo, nu la H4. Să nu faceți greșeala la H4, că dacă joci dama H4 șah, îți bagă turn H5 și râde de noi. Dar dama H6 șah și după rege G8 din nou sărutul morți. Da? Zian, foarte bine că întreb. Și acum trecem la al doilea mat. Vedeți, lecția e relativ simplă. Mai... Deci asta este poziția finală. Turn de 8. Turn de 8. Șac și mat. Ăsta se cheamă matul de la operă. Deci se realizează... Da, păi o să vezi de ce. Doamnă? Da. Nu, turne 1 nu e bun. Aici nu e șac mat. Că fug. Da? Dar în schimb, turn de 8 e mat. Efectiv e mat. Da? Nu poți să-ți iau turnul care e apărat de nebun, nu poți să mut în față, nu poți să mut în față, nu poți să mut decât aici. Din nou. Da? Bun. Deci îi spune matul de la operă, da, zi. Domnule, ce s-a uitat așa? Calculatorul. Știi ce face calculatorul așa? Zice, el doar fluieră, că i-a... Dacă vrei, poți să-l pun să și vorbească, dar în limba engleză. Și când vorbește în limba engleză, îmi zice, tântălăule, nu poți să faci mutarea asta, că e ilegală. Și atunci m-a enervat și am zis, bare să-i dau doar un fluier, să înțeleagă copiii mei. Deci nu poți să faci mutarea respectivă. Deci când eu încerc să fac o mutare ilegală, de exemplu, să bat cu regele turnul, el mă fluieră, zice, fraierule, e apărată tura de nebun. Da? Bun. Și acum veți vedea de ce îi zice matul de la operă, dar vreau să mai facem încă... Deci fiți atenți aici. Negru este la mutare. Cum dă negru aici matul de la operă? Matul de la operă? Da, deci să ajungem cu lucrarea, să ajungem într-un fel de poziție asemănătoare cu cea de dinainte. Dama de 1? Da, mă de 1, foarte bine. Dar dacă ți-o iau cu nebunul?
Ei cu turnul și de mat. Mate. Vedeți? Că e aparată de nebun. Că e aparată de nebun. Vedeți cât de importante sunt cunoașterea cât mai multe poziții tipice de mat. Pentru că dacă nu cunoști această poziție tipică de mat, zici, pe cum, Doamne, iartă-mă să dau dama pe un nebun. Ce tântălău? Păi nu sunt tântălău, că se termină totul cu mat. Da? Deci în momentul când cunoașteți cât mai multe poziții tipice de mat, veți realiza mai ușor victoria, eventual într-o partidă când vi se ivește prilejul. Noi am mai făcut matul arab, matul cu epoleți, ăstea două nu le-am făcut. Bun. Din nou, negru la mutare. Asta este mai grea, vreau să o înțelegeți. O arăt eu. Fiți atenți. E matul de la operă. E matul de la operă. Se termină cu matul de la operă, dar începe pur și simplu prin atragerea regelui pe un câmp unde primește șah dublu. Nebun, nebun, dama, F1. Corect. Deci nu, nu nebun. Deci dama, F1, șah. Bravo, David. Deci, atenție, v-am spus când am făcut șahul dublu că șahul dublu este cel mai periculos element tactic. De ce? Regele advers, regele care primește șah, primește simultan de la două piese adverse. Și el din acele trei posibilități nu mai are decât una la dispoziție. Să fugă. Deci aici, dama pe unu, șah, nu poți decât să îl bați. Dar în momentul ăsta, ca altceva n-ai. În momentul ăsta, regele alb a ajuns pe un câmp unde poate primi șah simultan și de la nebun și de la tură. Nebun de trei șah. Păi nu poți, că e șah dublu, e și de la tură. Uite, uite, fii atent ce mă pui răs. Zice, nu poți să bați nici cu pionul, nici cu dama, că rămâi în șah și de la tură. De asta e șah dublu. Când primești șah dublu, ești obligat doar să fugi. Nu poți să, dintr-o singură mutare, să bați și calul în față și să iei și nebunul. N-ai cum. Deci trebuie să fugi. Dar în momentul acesta a apărut matul de la operă, zi David, că tu pusești eroul principal aici, ce joacă negru aici, șac și mat într-o mutare. Matul de la operă. Matul turnului... Corect. Foarte bine, da. Deci vedeți conlucrarea dintre turn și nebun. Și acum, ți-am dat o damă, te-am atras pe câmpul unde primești șac dublu și ți-am luat gâtuțul. Da? Scuzați-mi expresia. Și acum, în încheierea lecției de astăzi, vreau să vă arăt practic de unde a apărut această denumire, matul de la operă, datorită acestei partide. Jucată de mult de tot în 1858. În 1858, da. De câți ani? 174. Nu, 174. Sau 164. Sau mai mult, nu știu. Mă rog, dar ia fiți atenți aici. Deci, alb este jucată de Paul Morphy la alb. Paul Morphy a fost primul campion mondial neoficial de șah. Deci E4, E5... Nu se țineau concursuri. El era considerat cel mai tare, dar nu era validat printr-un concurs. Înțelegi? Concursurile au apărut cam la vreo 20 de ani după moartea lui. Deci, în perioada în care Paul Morphy a trăit, șahul nu era chiar așa de... Popular. Da, popular. Calpe 3, îl atacă pe puful, da? Nu că nu era popular, nu era organizat la nivel mondial. Popular era, că era un jucător peste tot în lume. D6, D4. Câte bătăi a făcut albul pe acest pion? Zizia. Una, două. Nu, două. Două, da? Și negru nu are decât o apărare, da? De obicei, ce am învățat noi? Dacă ai mai multe bătăi decât apărări, poți să câștigi material și negru trebuie să ia o măsură aici. Ori să bată el, ori să-l mai apere o dată, nu?
Ori, cum a făcut în partidă, i-a legat acest căluț. Deși a dezvoltat nebunul, dar i-a legat și calul. Mai poate acest cal să mute? Nu, că în spate e dama. Ce fel de legare este asta, Toma? Totală sau parțială? Domnul? Da, zi. Parțială. Parțială. Deci legarea, Toma, este acel procedeu tactic care îngheață o piesă. Dar poți să o înghezi definitiv dacă în spate e regele, dacă ar fi rege aici, calul ăsta chiar n-ar putea muta. Parțial înseamnă că poți să muți calul. Dacă ți-a Dumnezeu mințile aici, uite, poți să bați. De asta ți-a dat. Și râde de tine, nu? Asta e diferența între legare totală și parțială. Care e mai valoroasă, aia totală. Vezi, vezi, vezi. Aici Paul Morphy bate la E5 cu pionul. Și acum ce vede negru? Ia să ne uităm un pic. Că dacă bate direct, da? Ăsta întâi schimbă dama. Și acum pot să iau pionul, că nu mai am nicio damă în spate. Nu? Da. De acord? Deci îți iau un pion, te-am lăsat fără rocadă, îți atac și la F7 și la G4. Mamă, ce bine stau! Și într-adevăr, albul e câștigat aici. Ce trebuie să joace negru aici ca să nu piardă un pion? Să bată întâi acest cal. Da. Și după dama aia F3, să bată și el în E5. A pierdut negru ceva aici? Nu. Dar totuși a pierdut ceva. Ce a pierdut omul? Perechea de nebun. Dar stai că s-ar putea să deschid un subiect care nu l-am făcut cu dumneavoastră. Să țineți minte, perechea de nebun, într-un fel, face 7 puncte. Ai participat, nu? Da? Bun, mă bucur. Bun, hai să ne uităm un pic. Deci a bătut. Ia uitați-vă, Zian, pe urmă te pun să repezi partida, că e foarte... E una din partidele celebre din istorie așa. Și albul joacă aici nebun ce pat. Ce amenințare are acest nebun ce pat? Nu, să zicem că negru îmi scoate calul. Ce joacă albul aici? Cu șaf, a? Dar de ce nu e cu dama? Băi, Zian, stai un pic, tu nu știi matul școlarului? Ăsta e matul școlarului, e pip, șahmat. Mate. Nu știi matul școlarului? Ia stați un pic. Nu știi matul școlarului? A? Nu, că, deci, încă o dată, nu e nicio, ia, uitați-vă, vreți să vă spun un lucru? Eu, prima mea partidă am luat matul școlarului, după ce m-a învățat tata. Deci fiți atenți cum a decurs partida mea cu tata. Deci tata m-a învățat să mut piesele și pe urmă mi-a dat matul școlarului. Ia fiți atenți aici. Deci, exact ca în partida asta, E4, E5 și numai că tata a scos doamnă. Și mi-a atacat acest pion. Și am văzut, mamă, dacă mi-l ia și cu șaf. Și i-a scos căluțul aici, să-l apăr. Și tata mi-a scos nebunul. Și i-a zis, a, ce damă rău tăcease, ia pleacă damă de aici. Și am atacat. Și el mi-a dat mat. Mate. Ăsta e matul școlarului. Ce da, în 4 mutări. Bubu. Și pe urmă a zis, hai că nu știi nimic. Păi cum să știu, mă, tată, că... De bine m-ai învățat să mut piesele, știi? Domnul, da. Nu știam că de aici apare la pe nu știi acum. Deci, încă o dată, revenim înapoi. Albul amenință matul școlarului, da? Negru scoate calul la pe 6. Ia-l pe scaun. Ia-l pe scaun. Așa, te vezi mai bine și stai mai comod. Ia, uitați-vă că pe urmă vă pun să repetați partidul. Și acum albul mută damă B3. Ce atacă acest damă B3?
Ziane, bună mutarea, damă B3. Deci ia uitați-vă, dama de la F3 la B3. Îi atacă pionul de la B7, dar în același timp câte bătăi face pe ăsta? Din nou două bătăi. Prin rază X, da? Deci practic aici albul la o adică zice ți-am pus mâna pe un pion, nu? Și acum săracul negru stă să se gândește așa. Alex ia lucrul pe scaun. Nu te mai bățăi. Zice așa. Care e cea mai periculoasă amenințare? Să bat pionul din F7 sau să bat pionul din B7? Cea mai periculoasă amenințare a albului e să bate la F7 sau la B7? Corect. Corect. Deci asta e cea mai grozavă amenințare. Ia uitați-vă. Dacă eu cu negru joc aici, pion pe 6 și mat în două mutări. Șah și mat. Mate. Ups. Da? Dar pe urmă negru, săracul, dintr-o dată disperat, se gândește așa, mamă, înseamnă că trebuie să-mi apăr în primul rând pionul ăsta. Că din cele două amenințări trebuie să scap de aia cea mai grozavă. Dar unde să mut dama? O mut dama aici? Pot să-mi iau aici. Ce mă fac? Dar pe urmă scap tura mutându-i dama aici, că e apărată de cal. Dar iar nu pot, că o să-mi ia dama după nebun B5. Aoleu, ce mă fac, zice negru aici. Dar pe urmă... Păi nu poți. E legată, dar acum e legată total. Deci e mult mai periculos. În spate e regele, da? Și practic trebuie să dai dama pe nebun. Și se gândește săracul aici și găsește cea mai bună mutare negru, care este în fond dama e 7. Ia uitați-vă, vreau să înțelegeți de ce ești forțat la mutarea asta. Dama e 7. Îți apere aici? Da. Mai poți să bați acolo? Nu, că pierzi material. Poți să bați aici? Da. Poți să bați aici. Dar ce se întâmplă pentru alb dacă bate aici? Îți dau șah și schimb dama. Este ziar? Deci, încă o dată, cu dama e 7, eu cu albul nu mai pot să bat la B7, iar când bat la B7, îți voi da șah și chip că voi pierde un pion, îți schimb damele și pe urmă o să le ai și pe ăsta atacat. Da? Și atunci albul zice așa, lasă că nu-ți iau eu pionul ăla. Mai bine mă dezvolt. Și joacă cal C3. Acum ameninț să bat aici? Da. De ce ameninț? Pentru că nu o să mai ai damă pe pat. Că nu va fi cu șah. Și eu îți voi lua turn. Dar negru fiind la mutare zice, nu-ți mai dau pionul din B7. Și mută pionul de la C7 la C6. De cine a apărat acest pion acum? Tot de către damă, nu? Da. Deci pionul de la B7 este apărat de către damă. Albul se dezvoltă în continuare, nebun G5, din nou îl leagă calul și acum negru devine agresiv. B7, B5. Da? Îi atacă acel nebun. E bine să ne retragem cu nebunul tocmai aici? Nu. De ce să mă retrag? Eu sunt în atac. Și uitați ce face albul aici. Își dă seama că ăsta este momentul lui și face un mic sacrificiu. În speță dă un cal pe doi pioni și bate la pe 5. Bate și după ce bate, îi dă șah. Cal de 7, să oprească șahul și Paul Murphy face imediat rocadă mare. Își pune și regele la adăpost, dar în special ce amenință? Calul. Corect. Fiți atenți aici. Deci să zicem că eu cu negru a jucat H6. Ce joacă albul aici? Păi poate să-ți bată calul din D7 cu șah. Poți să bați cu calul? Nu că pierzi dama. Poți să bați cu dama? Nu că iară ți-au dama cu turnul. Deci ești complet pierdut.
Și atunci trebuie neapărat să te uiți la amenințarea asta. Ori nebun de șapte, ori turn de șapte. N-ai decât o singură mutare. Care e aia? Să mai apere o dată calul. Cum poți să mai apere o dată calul ziar? Corect. Tură de ori. Foarte bine, foarte bine. Și am ajuns în momentul culminant al partidei, putem spune. Unul din momentele culminante. Un prim moment. Fiți atenți aici. Negru zici, mamă, păi eu am o piesă pe doi pioni. Te bag. Da, dar uite-te și tu că ai regele în centru tablei și albul te atacă de nu mai știi de tine. Ce piesă albă, Toma, nu participă la atac? Este că te uiți la turnul ăsta de aici? Turnul ăsta nu participă deloc la atac. Dar cum pot să participi? Ia fiți atenți ce inteligenți începe să joace albul de aici încolo. Prima dată îi bate cu turnul. Bă, cu ce puteți bate acel cal care l-ați pierdut? Cu turnul, nu? Da. Dar în acest moment turnul din D8 a intrat pe o legătură totală, nu? Da. Și acum vine celălalt. Din nou amenință la D7? Da. Calul ăsta este legat, da? Că nu poți să muți că ți-au dama. Și ăsta săracul negru disperat joacă dama în 6 ca să nu mai aibă calul legat. De acord cu dumneavoastră? Dar fiți atenți cum se termină partida imediat. Albul bate. Ia uitați. Și-a. Negru zice, păi tocmai de asta mutai dama, să poți să nu calul, să nu pierd dama. Și în acest moment albul îi dă șac și mat în două mutări. Cine vede? Zi. E6? Nu. Da. Nu. Nu, că bat cu pionul și n-ai cum să mă mai dai mai. Nu, fiți atenți aici. Damă B8. Gata. Și când îți bat cu calul? Păi îți bat cu calul. Păi nu vedeți. Nu vedeți? Că de-aia v-am învățat astăzi matul de la operă. Deci, încă o dată, în acest moment... Așteptați să înțelegeți. Deci dacă acest turn ar fi un turn vrăjit, ar sări peste cal și ar da mat aici. Mat. Nu asta a învățat rămas? Cu lucrarea dintre turn și nebun? Deci, încă o dată, damă B8 e răspuns corect. Damă B8! Numai și numai să-l fac pe acest cal să plece de pe coloana de... Și acum vine mat într-o mutare. Mate. Asta învăța rămas. Nu? Partida asta s-a jucat la operă. De-aia a rămas în istorie ca matul de la operă. S-a jucat la operă? Da. În 1858 la operă. Mersi pentru lecție. 1859. Sunteți patru, tu vin cu acea.